Suntem majoritar, deci lucrările de ședință sunt legate de scrite și putem începe. În continuare, dau cuvântul doamnei președinte să prea... Dacă sunt vreo probleme cu... Procesul verbal va fi undeva, eu am fost în concediu, va fi adus și acela și va fi adus spre aprobare la momentul respectiv. Bine ați venit, dăm cuvântul domnului primar pentru a-mi citi ordinea de zi. Eu convoc că înseamnă urmare pe data de 30 a 5 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 prin vedere privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău-Ciuat, Comuna Bacan, privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Prevede o privire privind stabilirea mandatului reprezentantului legal a OAC Comuna Bacan pentru credința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău-ESA din 25-5-2022. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare funcționare a bibliotecii comunale Calistrat Cogaș, Balcani. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de aportare a sprijinului financiar de la bugetul Comunei Balcani, unităților de cult din Comuna Balcani, am parținut cultelor religioase recunoscute din România. 5. Proiect de hotărâre privind dezvoltarea consilierilor locali care parte din Comisia pentru evaluarea și selecționarea cererilor de sprijin financiar. 6. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și OAC Comuna Bacan privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatului legal la OAC Comuna Bacan pentru Comisia Adunării Generale a Acționarilor CRAB Bacău. Cei care nu știți că e de aprobat, nu știu, da, primarul, în fiecare ședință. Am aprobat. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare bibliotecii comunale, Calistrat, Cogaș, Bacan. Și nu mai citești. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul Comunei Bacani unităților de cult din Comuna Bacani, aparținând culturilor religioase recunoscute din România. Dacă sunt discuții, pe mai multe subiecte? Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu. În primul rând, nu știu de unde eu plecat sprijinul ăsta să fie modificat. Era un pic cum era până acum. Adică noi votam, cum s-a votat până acum din bugetul local, o sumă care credeam noi, la urmă domnul primar distribuia la cum era priorități necesare la fiecare parohie în parte. Acum am văzut, deja se face o comisie din 5 membri,
3 din partea aparatului administrativ, 2 din partea Consiliului Local, care va face o comisie cu președinte și prea multe cerințe din partea bănuiesc a preotului care trebuie adus aici. Să fie achitate toate, adică umblături pe drum, bănuiesc eu. Eu aș zice dacă totuși se face comisia asta, că până la urmă e ceva legal, e plecat undeva, să fie membri, 5 membri din fiecare farohie, câte unul. La frumoasă ar trebui 2, că două e mai mare. Adică Balcaniu să aibă un membru, Schitul un membru, Ludașul un membru, să ținem cont de treaba asta, pentru că orice lucrare, dacă membru respectiv din zona, să zicem Schitul, Roasă sau Balcan, poate și urmări dacă într-adevăr se fac lucrările care, pentru care s-au alocat banii de la Consiliul Local. Asta am propus-o eu. Să fie când alegem cei 5 membri, să ținem cont ca fiecare parohie. Doi consilieri locali și primarul pune încă 3 membri. Noi din partea să ajungem la cedere. Da, păi imediat vine. Asta în rest. Da, trebuie să ținem că e a noastră, parohiile e a noastră și trebuie îngrijit. Da, era mai ușor înainte, dar stai legea și trebuie să o respectăm. Am avut auditul care a verificat și trebuie făcută cerere în partea preoților. Noi aprobăm și verificăm. Era mai ușor. Mai era mai simplu, mai rotor, mai simplu, mai... Acum mai prea. Când se dă bani, faci 25 de cereri. Lasă. Bani să dea. Să fii bani. În schimb, doar banii doar. Poate preotul pot să mai fac o biserică. Noi aprobăm în funcție de bugetul local. Bugetul primării. Păi banii se alocă în funcție de buget. Tot la propunerea noastră. Da. În schimb, trebuie să aibă ei conturi deschise și primăria nu le mai dă material, ubilează banii în contul cât aproape consilierii, ubilează banii în contul lor, nu personal. Ai avea câte avantaje cât îi iau unii bine înapoi, acum nu ne mai vine. Atât, dar care alt? Mai dorește cineva? Dacă nu dorește, supunem la loc. Cine este pentru? Privind desemnarea consilierilor locali. Da. Propuneți doi consilieri. Eu propun pe domnul Cornel Găbureanu. Și pe domnul Pavel Nu, aici, înainte de propunere, așa de fiu. Am eu sunt de acord cu propunerea primarului, dar voi să plecăm. Și rândul trecut am văzut că propunerile pot de parte PSD. Ar vrea să fie din două parte. Deci, normal ar vrea că și în viitor, când se face propunere, fiecare partid să vină cu o propunere, să aibă dreptul de lucru și PNL-ul la o propunere. Dacă PSD-ul acum a făcut o propunere, trebuie să trece, de exemplu, PSD-ul, știu că trece, dar nu-i corect PSD-ul să facă. Înțeles, dar cine ți-o interzis să propui? Da, văd că imediat. Ce imediat? Imediat, îți propunere. Fac și eu o propunere. Fiecare consilier să mai propună câte unul. PNL-ul are o propunere, de exemplu. PNL-ul tot ce a propus de când sunt eu consilier de 6 ani de zile, a propus degeaba. Pentru că PSD-ul, prin diferite mijloace, având mereu majoritate, își vorbesc degeaba, așa că n-are rost să mai fac propuneri. Oricum, ce vrea primarul, aia se întâmplă. Da.
Oamenii care îți propun și îți propun ca să facă ce vrea primarul și punct. Pentru ce se fac propune? Nu fac. De asta e primar. Omul, domnul primar are... Așa zici consilier și asta e. Propunerea cine a propus? Prima propunere. Pentru ce se fac propuneri? La pro-române mă autopropun. Că... La ce? Nu, la pro-român, la Pieră propune pe domnul Hâlboarea. Și acum intrăm la vot și votăm. Putem, nu așa. Dar supune prima propunere cineva. Dar oricum nu contează, că se supune la vot, iese, ei sunt prin, ei nu avem nicio temă. Ce importanță are, ce propune restul. Supuneți la vot prima propunere, a doua, a treia, a patra. Sau noi putem și pleca din ședință. Atât, că n-au vorm, atât ar fi singura metodă. Dar nu s-aplică în primăria Balcarei. Că dacă n-ar avea vorm, degeaba ar avea majoritate. Supunem la vot prima propunere cu primul consilier. Au nouă ședință, să conducă ședință. Pentru domnul Găvoreanu. Pentru domnul Găvoreanu, prima propunere. A doua propunere, cine pentru domnul Fabian. A doua propunere, pentru domnul Lazar. Cine este pentru? Da. Pentru domnul cine? Domnul Hâlboarea. Cine este pentru? Domnul Hâlboarea, o rotezi. Nu, dar ora mai da. Vedeți cât de geală. Da, așa e corect. Da, legal s-a făcut tot furtul, să jur. În bază legală se fură în România. Hai, da, și nu mai acuzăm. La diverse. Cine se înscrie la cuvânt, dacă doriți să luați, da, domnul Petricăm, mai este cineva? Am, să mai fie care vă știu cine, la cine, și la diverse vorbim de geamă. La rudașul unei parcare dincolo de Poada trebuie pus un container, că trag mașinării și până la urmă chiar am văzut că le aruncă cu noaiele aiurea. Dacă are pus un container acolo, bănuiesc că nu se mai duce să mai arunci saci sau ce dă, pune direct în container. Unii parcare acolo, că trag mașinul de... Aici la pod. La pod, la rudaș, în parcare de ce. Am avut container și a fost la bază. L-a furat? La vadă era legat cu lanț, că mă gândeam acolo, că avem legat cu Cristi, cu lanț. Problemul de lanț. Așa la termicii de tier, că îi place la lucru, așa, de la lucru. Să îi încă nu își pleacă. Da, ia un cap. Și e foarte urât de acolo, la. Și aș avea iar de nou rugăminte. Avem la Sfântul frumoasa casa mortuală, care când se strâng în jur la 50-60 de persoane, nu are un vin bătrân, nu are un stei pe o bancă acolo. Hai să ducem și acolo patru băi sau loc, nu măcar două, e foarte necesar. Eram odată la o mormântare și zic, dar aici nu avem un stei. Eu știu oameni străini, că vin, că majoritatea spre că vin străini, nu are un, o băncuță, un stei acolo. Și că durată și o oră până când. Primit. Chiar vă rog foarte frumos. De asta e bună cererea. Dar cererea și prin consiliul consilier, bine. Da. Preotul știi ce trebuie la casa prăzicală, la biserică, face cerere la începutul anului, o analizăm, comisia împreună cu consilierii, aprobăm în funcție. Hai, de acum încolo, dar asta eu am spus-o mai înainte. Și, știți că am spus, nu? Trimite o vânceavă. Și altceva, dacă vreți să ne spuneți dumneavoastră, cum mai să începerea lucrărilor, care le-a prins pe proiect? Era început să care va la deci cred că în 2-3 săptămâni s-a făcut de lucrare. Da. Și prin PNRR,
cum mai stau? Păi am trimis asta cu ultima, am trimis-o la București, cu, la minister și căpățâna. Deci ar fi șansă, totul depinde de ei. Când trimit banii asta nu știm, când aprobăm, dar șanse sunt. Înainte de alege. Mulțumesc. Tot ce-s bani mereu. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Mai contează când trimit. Este bine, a declarat experiența. Vă mulțumim pentru.